Salut, sunt Andrei Roman și sunt designer de interior. Eu lucrez acum la o renovare a unui apartament, într-un bloc, la etaj intermediar. Păi, am ales din cauza confortului pe care mi-l dă instalarea. Un la mână nu este nevoie de o instalare de șapă, care aduce cu ea niște costuri destul de mari de obicei. Și este o modalitate foarte ușoară de instalare, gen poți să o faci tu cu mâna ta sau în cazul în care lucrezi cu o echipă, echipa în sine nu prea are unde să greșească la acest sistem. Plus că la proiectul de față nu puteam să ridic efectiv încălzirea în pardoseală cu 10 cm cum se face la majoritatea sistemelor care sunt pe piață și atunci grosimea pe care o are sistemul Bjorn mi-a dat această libertate să lucrez cu el. Cel mai important este pentru client, pentru că reducerea de 30% care o să aibă loc pe toată durata a vieții sistemului, într-un fel îl ajută pe el să future-proof casa și costurile pe care o să le aibă în continuare în momentul în care el îl folosește. Păi, procesul de comandă a fost foarte simplu. Am trimis prima oară planul proiectului pe WhatsApp către furnizor, iar după aceea am plasat comanda online. Și totul a fost atât de simplu încât nu m-am trezit că am anumite elemente pe care nu le-am comandat sau care nu mi-au ajuns în final la destinatar. Montajul a fost foarte simplu. Chiar dacă am lucrat cu meseriaș pe chestia asta, sistemul în sine fiind format numai din 3 piese, pentru meseriaș nu prea a fost foarte greu să-l instaleze propriu-zis. Imaginează-ți că e ca un fel de puzzle de 3 piese. Și atunci a mers foarte rapid, nu a avut unde să greșească, care într-un fel îi ajută foarte repede pe beneficiar să se mute mai repede în locație. Da, chiar foarte. Un la mână, reducerea costurilor aia le-a plăcut cel mai mult și pe lângă asta e destul de eficient și atunci dă căldură destul de repede. Faptul că are o grosime mică peste care nu se toarnă după aceea șapă și nu se mai adaugă alte elemente, îl face să dea o căldură foarte repede și atunci e un element care le place destul de mult clienților mei. Majoritatea soluțiilor pe care eu le recomand de obicei sunt sistemele de încălzire în pardoseală, un la mână, pentru că îți oferă un confort la picioare care e destul de important. Și sistemul Bjorn pe care noi îl prezentăm aici e super, super bun la a duce încălzirea aia destul de repede. Desigur, este soluția pe care o recomand usually cam prima. Un la mână pentru, cum discutasem și înainte, comoditatea care îți vine cu el, grosimea pe care o are și eficiența pe care o are în momentul în care tu îi dai drumul să încălzească, acolo le place cel mai mult la clienți. Plus, o reducere în costuri foarte mare. Pentru mine, principalul dezavantaj al Bjorn este reticența meseriașilor cu care noi lucrăm. De obicei, ei ce fac în momentul în care toarnă șapă, pot să ascundă anumite greșeli pe care le fac și atunci să dea vina unul pe ceilalți. În momentul în care se folosește sistemul Bjorn, nu au locul acela de greșeală sau de schimbare. Și atunci, cumva, reticența meseriașilor e principalul dezavantaj de care eu am dat.